dată nu noi alegem cărțile, ci ele ne aleg pe noi. Și de această dată m-a ales Cum să nu mă vezi, autor Christian Hasroth. În această carte se povestește despre o adolescentă. Ea e Vicky. Vicky are anxietate socială. Spre deosebire de colegii ei, ea nu dorește să fie populară. Din contra, ea se ascunde de toți și dorește să fie invizibilă. Însă are o prietenă, cea mai bună prietenă ei, care se cunoaște de 12 ani. Ea e Jenna. Însă Jenna o părăsește pentru o viață mai bună, prieteni mai populari și o școală mai modernă. Vicky rămâne singură. Însă ea găsește o ieșire din situație. Ea își creează un cont pe Instagram în care își postează despre viața ei. Ei, cum viața ei? Un fel de alter ego în care ea își photoshopează pozele și le încarcă acolo. Devine o nouă viață. Și datorită acestui cont pe Instagram și datorită postărilor, ea înțelege un lucru. Ea nu e singură. Așa ca ei, ca ea, sunt mulți. Și treptat, ea încearcă să-i ajute pe toți. Cei care îi scriu mesaje și îi spun că, uite, tu nu ești singură, eu sunt ca și tine. Și astfel, ea încearcă să-și învingă fricile. Fricile care le are de când se știe ea. Frica de a vorbi cu necunoscuții, frica de a trece la tablă și treptat ea devine o nouă persoană. Ea demonstrează că poate învinge orice frică și asta nu doar stă în puterile ei, ci în tot ce o înconjoară. Cartea se recomandă celor care au o frică și cartea îi va ajuta să înțeleagă că nu doar ei sunt bolnavi de această frică și această frică nu este atât de mare și o pot câștiga. Pot lua o pot învinge și să-și facă personalitatea, să devină alți oameni, mai buni, așa cum a făcut-o și Vicky.